Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zverianu. E agitație în continuare în interiorul coaliției de guvernare. De mai bine de 3 ore, PSD și PNL s-au întâlnit de urgență la Vila Lac, după ce socialdemocrații au cerut insistent acest lucru. Două chestiuni importante par a fi pe ordinea de zi. Prima se referă la portofoliul de la apărare, rămas liber după demisia lui Vasile Dencu. Cea de-a doua privește modificările ordonanței pe energie. De altfel, astăzi, în ședința CSAT, s-a discutat despre măsurile pe care guvernul ar trebui să le ia pentru a susține populația în perioada de iarnă. Oficial, ce știm clar în acest moment este că PSD vrea reglementare pe piața energiei pentru o perioadă de 2 ani, dar liberalii se opun și spun că o astfel de decizie ar fi riscantă. Neoficial însă, mai știm un lucru, și anume, în presă au apărut informații potrivit cărora coaliția vrea retragerea ordonanței care există deja în Parlament și propunerea unui nou proiect. Începem așadar, doamnelor, domnilor, 60 de minute. Invitații mei din această seară, doamnelor, domnilor, vi prezint și dumneavoastră în platou alături de mine, doamna Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației. Bună seara, doamna ministru, mulțumesc pentru invitație. Alături de noi. Domnul Nicu Fălcoi, de la USR, bună seara și vă mulțumesc, domnule deputat, pentru că sunteți alături de noi. Domnul Daniel Fenechiu este liderul senatorilor PNL. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vreau să intrăm direct în subiect, pentru că de mai bine de 3 ore, spuneam și ceva mai devreme, sunt în ședință cei de la PNL și cei de la PSD. Încercăm să ne dăm seama despre ce este în primul rând, domnule senator, aș începe cu dumneavoastră ședința din această seară. Știm cine a cerut clar această ședință, socialdemocrații încă de ieri, după anunțul pe care l-am văzut al ministrului apărării Vasile Dencu, care și-a dat demisia. Să știți un lucru, că ședințe de 3 ore, de 5 ore sau de 8 ore nu sunt un lucru nici inedit, nici spectaculos. În momentul în care sunt probleme care trebuie rezolvate, este firesc ca timpul alocat rezolvării problemelor să fie un timp suficient pentru a aborda toate perspectivele pe care problematica în discuție le ridică. Problema schimbului de portofolii. Între Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România există un protocol al coaliției care stabilește foarte clar cum sunt repartizate, cum sunt împărțite posturile guvernamentale. Postul de ministru al apărării revine Partidului Social Democrat. Nimeni nu împiedică Partidul Social Democrat ca să propună un schimb de ministere, care poate fi acceptat fie de PNL, fie de UDMR, și e un lucru care poate fi discutat. Din informațiile care le am până la acest moment, din perspectiva Partidului Național Liberal, în momentul de față nu se pune problema unui schimb. Dar nu am de unde să știu care este argumentația Partidului Social Democrat, dacă e vorba de o simplă propunere sau de un pachet, dacă se vizează pur și simplu un schimb sau este o discuție pe un termen mai lung. Deci sunt lucruri care cu siguranță în momentul când vor fi discutate și când se va ajunge la o soluție care poate fi favorabilă sau nefavorabilă, decidenții politici din PNL, PSD și UDMR, în speță domnul Ciucă, domnul Ciolacu și domnul Kelemen Hunor, vor ieși cu declarația de rigoare. Până atunci, postul de ministru al apărării aparține Partidului Social Democrat, care, dacă nu intervine nicio modificare, trebuie să facă nominalizarea. În legătură cu problematica energiei. Vedeți, dumneavoastră, problematica energiei e o problematică pe care noi suntem de foarte multă vreme. Și consumăm foarte multă energie, de altă natură e adevărat, pentru a lămuri o problemă care de foarte multe ori este total diferită în realitate de maniera în care este ea pusă în discuție. Criza energetică este o criză mondială. Este o criză care a afectat toate statele europene și fiecare stat european în raport de situația concretă pe care o traversează și de resursele. A găsit sau nu soluții mai și de soluțiile sau mai bugetare pe care le are, sau nu, a venit individual cu o soluție. Bun. Evident. România a venit cu o soluție care pornește de la un specific. Noi ne asigurăm aproape 90% din producția de gaz, aproape 80% din producția de energie electrică,
Strategia României pe termen mediu și lung este să terminăm cât mai repede acele hidrocentrale, microhidrocentrale. Și cu toate astea e o problemă. V-aș întrerupe doar o secundă, pentru că vă promit că vom discuta pe larg și despre chestiunea asta. E o problemă pentru că nu reușim să îi dăm o formă acestei ordonanțe care înțeleg... Cât v-a crescut? Cât v-a crescut factura la energie electrică până în momentul de față? Procentual. Probabil 20-30%. Bun. Am participat la emisiuni la care se vorbea de soluții apocaliptice. Crește de 10 ori, de 5 ori, de 7 ori. Nu s-a întâmplat. Dar vorbim de un an de zile că așa se va întâmpla. Guvernul ăsta, așa cum este, bun, rău, a luat măsuri. Măsurile care au putut fi luate. Deci o să vă ajungem spun un lucru. Și vă promit bun, că ajungem și detaliem și aspectul deci problema, ăsta. Problema crizei energetice și cu asta închei este o problemă care cu cât este mai discutată și cu cât sunt aduse în discuție mai multe posibile soluții, soluția care va fi luată va fi o soluție mai chipzuită și o soluție mai bună. Faptul că între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal există o diferență de viziune este o chestiune care ține și programatic de modul în care vedem economia. Noi dorim economia liberă, Partidul Social Democrat o vede reglementată. Asta nu înseamnă că nu putem stabili cum o să găsim soluție. Asta e. E greu de ajuns la o înțelegere. Asta pare. Dar până acolo, pentru că vă promit că vom reveni la subiectul ăsta. Latura politică, ca să zic așa, doamna ministru, despre care vorbea și domnul Fenechiu ceva mai devreme, ce se întâmplă zilele acestea? În primul rând, v-aș întreba pe dumneavoastră, v-a surprins demisia a domnului Vasile Dâncu? Surprins. Sincer, sunt de bună bucată de vreme preocupată mult mai mult de problemele profesionale de la universitate decât de ceea ce se întâmplă în lumea politică. De asta nu înseamnă că nu m-a surprins această demisie. Oricum, între cele două subiecte pe care dumneavoastră ni le-ați adus, să spunem, în discuție, mi se pare că mult mai importantă este problema energiei. Pentru că ea afectează o bună parte din populație, afectează foarte multe instituții. Iată, sunt fabrici care s-au închis, Azo Mureș, Arlo Slatina și așa mai departe, care, sigur, ale căror închideri se reflectă în creșterea economică și în situația națională a țării. Deci eu cred că acea problemă trebuie rezolvată. Domnul senator Fenechiu spunea pe bună dreptate că e o problemă care nu vizează numai România. E adevărat, numai că România, spre deosebire de alte țări, nu a fost niciodată dependentă strict de importurile de gaze sau petrol din Rusia și a produs în cea mai mare parte. Ca urmare, eu înțeleg să fim solidari cu cei care se află într-o situație dificilă prin sancțiunile pe care le-a primit Rusia, dar România este o țară cu o bună parte a populației într-o stare de sărăcie cruntă și eu văd după cum discut cu oamenii care au o situație socială precară și care sunt nu îngrijorați, sunt aduși aproape la limita disperării. Deci problema aceasta trebuie rezolvată cumva. Eu cred că toată lumea înțelege și aduc și argumente din acest punct de vedere că într-o situație de criză iei măsurile care în primul rând să-ți salveze propria ta populație. Să o scoată din situația aceasta limită în care foarte mulți dintre români se află. Și de aceea cred că această problemă este foarte importantă. Nu știu vreodată vreun minister să fi rămas fără ministru, dar în orice caz situația aceasta care afectează atât de multă populație, trebuie pentru ea trebuie o găsită o soluție. O soluție pe care, după părerea mea, trebuie să o găsească în primul rând Ministerul Energiei. Acolo sunt profesioniști, comisiile parlamentare, unde au și ele profesioniști, să se așeze la aceeași masă și să ia o decizie. Pentru că în situația de criză nu mai oprești grupuri energetice. În situația de criză încerci să dai drumul hidrocentralelor care sunt 97% sau 90% gata. Adică soluții care să te scoată. Nu importi cărbune când tu poți să scoți din propriile tale mine cărbune. Întrebarea este, domnule deputat, e prioritar în acest moment, e prioritară problema asta la care a făcut referire și domnul senator și doamna ministru? Adică pare pe agenda zilei, ca să zic așa, nu întreb întâmplător, da, ci pentru că vedem declarațiile celor care... Dumneavoastră ați ridicat aici două subiecte, ne-ați spus în față două subiecte. Amândouă sunt foarte importante, dar din puncte de vedere diferite. Primul, cel legat de ministru demisionar, o chestie, în opinia mea, cred că cea mai bună chestie care s-a întâmplat Ministerului Apărării Naționale în ultimele luni.
Este foarte importantă prin prisma faptului că totuși la granița noastră există un război. Eu sunt destul de ancorat în tot ceea ce înseamnă apărare, securitate pentru România, fiind și membru în adunarea parlamentară NATO. Ori nu pot să stai o țară care are graniță cu altă țară care este în război, să stai pe perioadă foarte lungă fără ministrul apărării naționale. Dar este foarte important ca acel ministru al apărării măcar să nu facă rău, așa cum făcea domnul ministru Dâncu, țării proprii, pentru că până la urmă Ministerul Apărării Naționale este un minister care în 80% din timp se cam conduce singur. Acolo sunt profesioniști care știu ce au de făcut, dar tot cu toate acestea sunt decizii politice care trebuie luate acolo, pentru că militarii au, și așa e firesc să fie, să aibă competențe doar până la un anumit nivel, după care trebuie să intervină decizia politică. Ori decizia aceasta politică ar trebui să fie luată și cu aportul unui ministru al apărării care să știe despre ce e vorba în propoziție acolo, că domnul Dâncu nu prea avea nicio idee despre chestia asta. E drept că domnul președinte ține să controleze cu mână de fier acest minister și ne-au dovedit-o în ultimul timp cu vârf și îndesat, ne-a dovedit acest lucru, dar până la urmă știți cum e. Și Partidul Social Democrat are un cuvânt greu de spus, de fapt cel mai greu cuvânt de spus în această coaliție, și ne-a dovedit domnul Ciolacu acum, când chiar dacă domnul Ciucă se înțelesese cu domnul ministru Dâncu, a venit domnul Ciolacu și a zis las că vorbesc și eu cu el, că nu e suficient. Și s-a dovedit că după aceea nu s-a mai înțeles cu domnul președinte. Trecând la al doilea subiect, despre care au vorbit și colegii de platou, este un subiect extrem de important pentru populația de rând. Chiar dacă și primul este prin prisma războiului care e la porțile noastre, este important, dar acesta afectează în mod direct și perceptibil în secunda aceasta populația de rând. Ori până în acest moment, în opinia mea cel puțin, coaliția de guvernare a luat măsuri foarte proaste. S-au dovedit proaste, care au făcut mai mult rău decât bine, au dus la creșterea inflației, un lucru până la urmă bun, care a ajutat guvernul în tot ceea ce a făcut până acum, că am văzut astăzi execuția bugetară și am văzut de unde vin marea majoritate a banilor de la, din buget, de acolo, de la energie și de la produsele petroliere, de acolo, din scumpirea aia vin marea majoritate a banilor. Ori eu cred că măsurile pe care această coaliție ar trebui să le ia, ar trebui să fie unele liberale, pentru că e un partid care se numește liberal în guvernul ăsta, dar din păcate până acum nu ne-a arătat că este liberal în adevăratul sens al cuvântului, pentru că o măsură liberală în situație de criză este aceea de a reduce taxele și impozitele. Ori chestia asta nu s-a întâmplat până acum în România. Încerc să mă amintesc acum, vă rog dacă aveți o completare. Da, vreau să punctez două lucruri. Unu, război, nerăzboi, da, e război. Să nu uităm că totuși interimatul Ministerului Apărării este asigurat de premierul Ciucă, care a fost ministrul apărării în ultimii 2 ani de zile și anterior a fost șeful mărului cartier general vreo 5. Da? Lucru deci, propus și salutat de socialdemocrați. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că lucrurile sunt în regulă. Cred că nimeni nu poate să-și pună problema bunei conduceri a Ministerului pe zona interimatului de domnul Ciucă și nu o face clar. E de rea credință, dar mă rog, putem discuta și aspectul ăsta, că și rea credință face parte din politică, din viață și din lucrurile care ne întâlnim de zi. Relativ la a doua afirmație a domnului coleg, eu aici vreau să-i spun două lucruri. Că o parte din hidrocentralele, microhidrocentralele care nu s-au terminat, nu s-au terminat datorită demersurilor colegilor domniei sale de partid. Ai, serios, care au venit, cu gândacul auriu și cu iepurașul galben și așa mai departe, care prin ONG-urile care îi finanțează au atacat o serie de domnule Fenechiu, atenție la ce spuneți. Eu știu că deci, dumneavoastră sunteți obișnuit cu finanțarea televiziunilor și așa. Noi nu finanțăm niciun ONG. Noi eu ca partid nu finanțăm. De dumneavoastră, dați bani de la partid. Eu nu v-am întrerupt. Peste tot. Dacă credeți că modul de desfășurare unei emisiuni care vorbește mai tare, pot intra în competiție cu dumneavoastră.
Și cred că pot face față. Dar cred că logica civilizației este să vorbim pe rând. Eu nu v-am întrerupt. Am venit pe dumneavoastră și am spus că USR-ul și o parte din ONG-urile care se duc la USR-ului au blocat o serie de proiecte hidroenergetice. Și mi-asum ceea ce spun. Da? Au atacat la curte proiecte pe treaba respectivă. Deci o mare parte din vinovăția pentru neterminarea lor aparține partidului dumneavoastră. Asta ca o primă chestiune. Lucru numărul 2. Vorbiți dumneavoastră de un anumit partid liberal care... Domnule dragă, hai să spun o treabă. În condiții de criză, nu există soluții social-democrate, liberale, useriste, udemeriste sau verzi. Există soluții. Nu te apuci să faci să aplici doctrine sau să mergi pe alte lucruri în contextul în care prețul la energie zboară și când trebuie să iei măsuri. Dacă sunteți mai buni, veniți și spuneți-le românilor că sunteți mai buni, câștigați alegerile în 2024 și duceți voi kilovatul la 2 bani. Noi atât am putut. Dar ce am putut să facem este că populația a putut să suporte cheltuielile în ciuda tuturor teoriilor fataliste, că va fi, va exploda, se va întâmpla și așa mai departe, care nu s-a întâmplat și în ciuda faptului că o spuneți în continuare și voi și televiziunile pe care spui că le plătim noi, da? Că dacă le-am plătit noi, nu ar spune treaba respectivă, da? Care vând apocalipsa și trăiesc și nu fac altceva decât sărite românii, care critică politicile guvernamentale, care una peste alta sunt bune, pentru că au dus prețul în jos și o să-l ducă în continuare în jos, da? Atâta s-a putut, da? Asta e toată discuția. Veniți cu o soluție mai bună. Domnule, nu mai luați cu teorii de genul, ca așa zis, un partid liberal și așa mai departe. Poți să de criticat, sigur da. Că da. De criticat, domnule Fenechiu, întotdeauna cei care se află la putere, întotdeauna vor fi criticați. Da, și de cei de opoziție și de presă. Deci pentru critica nu este e normal, un partid da. Așa zis liberal sau cadru liberal în siglă. Tocmai pentru a-i stimula ca să facă lucrurile mai bine. Iar acum, dacă e să ne amintim o declarație, doar o secundă, o declarație făcută de Marcel Ciolacu acum ceva timp, a recunoscut-o chiar domnia sa, că ordonanța asta, așa cum a fost proastă. Dar că dacă n-ar fi fost ordonanța asta și măsurile pe care le-a luat guvernul, ar fi fost inflația la 40%. Asta ca să completăm tabloul și cu alte democrația e o chestie foarte proastă, dar nu s-a inventat și mai bună decât ea. Democrația e o chestie proastă, dar nu s-a inventat și mai bună decât democrația. Motiv pentru care ne rezumăm motiv la democrație și ne bucurăm că avem să voie avem, să vorbim, să mă cert un fălcoi în evident, să avem, din certuri pe argumente clare și coerente, ies și lucruri pozitive. Să vede că domnul Fenechiu trăiește pe altă lume. Dacă își închipuie că oamenii de rând nu simt din plin tot ceea ce se întâmplă în acest moment în România, cu această coaliție a sărăciei, îmi pare rău, dar... S-ar putea oamenii aia să-l prindă la un moment dat pe stradă pe domnul Fenechiu. Incitați, oamenii incitați. Trăiesc extraordinar incitați. De greu. Ce ar trebui să facă? Oamenii trăiesc extraordinar de greu în această țară, domnule Fenechiu. Și din păcate, coaliția din care face parte face numai chestii care, pe care nu ar trebui să le facă. Asta spuneți dumneavoastră. Asta spun eu și asta spun oamenii. Duceți-vă și o să vedeți. În curând o să-i vedeți în stradă, pentru că nu mai suportă oamenii deja. Deja au început să iasă în stradă oamenii, pentru că nu mai pot. Poate da, nu ați fost într-un magazin în ultima perioadă de timp, poate dumneavoastră nu faceți cumpărăturile. Eu am fost. Chiar dacă inflația este doar la 19% per total în țara asta, în magazine, pe alimente, inflația a depășit 50%, poate nu știți asta. Și la prețurile astea nu s-a ajuns așa din senin. S-a ajuns din cauza măsurilor proaste pe care guvernul, din care nu dumneavoastră faceți parte, dar pe care îl coordonați din Parlament, le-a luat în ultimul timp. Spuneți-mi, nu din altă cauză. Păcă, spuneți-mi și mie, la retorica dumneavoastră de partid, vă învață să spuneți, poate dumneavoastră mergeți în magazin, poate dumneavoastră nu. Să știți că eu sunt un om normal. Am un magazin în fața blocului, cobor în fiecare dimineață. Eu mă îndoiesc din ce a spus dumneavoastră, mă îndoiesc, n-ați văzut prețurile. Vă îndoiți. Eu cred că n-are rost să ne certăm pe lucrurile care sunt făcute. Domnul deputat, eu știu, vă știam senator. Da. Îmi cer scuze dacă v-am zis domnul senator, acum sunteți problemă. Deputat, sunteți parlamentar oricum. Mi-aduc aminte, cred și bine, liberalizarea pieței de energie s-a făcut în guvernul Orban din care făceați parte. Deci eu cred că n-are rost să aruncăm mingea nu dintr-o curtenă. Nu făceam parte din guvernul Orban, doamnă. Nu dumneavoastră, făcea partidul dumneavoastră. Nu, nu partidul nostru. Doar au susținut guvernul, nu au făcut parte. Nu făcea a fost guvern minoritar. Nici măcar nu-l susținea. Mă rog. Cum nu l-ați susținut? Cum nu l-ați susținut? N-ați votat investirea guvernului Orban? Bă, dar chiar așa vă deziceți de tot? Voi sunteți Irene Cosânzene, frate. Doar investirea. Bă, e fabulos. Dar în moment, dar a făcut parte din guvernul Câțu. Normal. Ca urmare, liberalizarea ați fost acolo când s-a făcut. Problema nu este să ne uităm în trecut, că nu putem schimba trecutul. Problema este dacă acum
putem să îndreptăm lucrurile. Pentru că, într-adevăr, oamenii sunt amărâți și trebuie să găsim o soluție pentru a rezolva această problemă. Problema este, doamna ministru, în completare, e că am avut o ordonanță de urgență nu aprobată la începutul lui septembrie, dacă îmi amintesc eu bine, așa, după care, deși ne-am cam grăbit noi atunci să aprobăm ordonanța aia, pentru că după vreo săptămână a fost ședință la Bruxelles și au venit alte modificări și așa mai departe, a ajuns această ordonanță în Parlament, nu? Unde, mă rog, a intrat în parcursul normal de dezbatere. Iar acum, din ce înțelegem, pe surse, informații care au apărut în presă zilele acestea și care spun că, de fapt, coaliția ar cere retragerea acestei ordonanțe pentru a fi modificată. De fapt, despre asta este vorba. Apropo de ce spunea doamna ministru, nu spunem, stăm acum, deși e important să știi și unde ai greșit, ca să nu mai iei deciziile acelea proaste pe care le-ai luat în trecut. Dar înțelegeți, ordonanța nu cred că se poate retrage. Avem aici un jurist care poate să ne confirme, dar poate fi corectată în Parlament. Fi corectată. Bun, acum, ea poate fi respinsă de Parlament după ce în procedură parlamentară, e mai complicat. Da. Hai să vă spun un lucru. Spuneți că ne-am grăbit. Păi o lună de zile, toată lumea țipa, guvernul nu face nimic. Sunt toți factorii care au ieșit în spațiul public. Puțin. Ordonanța a apărut în momentul... Domnule senator, de la distribuitori, furnizori, oameni și așa ordonanța, mai departe. Oameni opinia, care trebuie să, opinia, să participe la dezbaterile astea. În opinia întregii opinii publice, chiar am întârziat că am venit la vreo lună după ce au spus ei. Amintiți-vă că ianuarie, anul trecut, a fost o situație în care au apărut niște probleme. Vedeam la televizor persoana fizică, nu știu care, a primit o factură de 80.000 de lei, de 90.000 de lei. Asta discutam. Era evident că erau niște greșeli. Se crease o psihoză. Guvernul a fost obligat să intervină. Faptul că Uniunea Europeană a venit ulterior cu un set de măsuri e cu tot și totul altceva, pentru că ele ulterior au fost implementate. Astăzi, guvernul a venit ordonanța 119, cred că este. E o ordonanță care, pe lângă faptul că creează o serie de facilități pentru toți consumatorii casnici, care nu știm dacă vor rămâne sau nu, domnule senator, pentru că dacă noi nu știm ordonanța asta, cum va arăta ea în final? Stați puțin. Eu vă spun următorul lucru din practica parlamentară. Coaliția majoritară poate să îmbunătățească o ordonanță, dar nu poate să o masacreze. Adică, tehnic, ce poate face majoritatea în Parlament? Poate să extindă aria persoanelor care beneficiază de anumite facilități. De exemplu, vă spun, și eu am obiecție la ordonanță. Sunt prinse IMM-urile, nu sunt prinse profesiile liberale. Da? Neprinderea profesiilor liberale care îndeplinesc toate condițiile spre a fi tratate ca IMM-uri generează o nemulțumire. Sunt 1 milion de nemulțumiți în România care sunt profesii liberale, da? Care sunt nemulțumiți. În Camera Deputaților vrem să o modificăm. Da? Deci, separat de povestea asta, dar modificarea se face pe o procedură firească. Stăm de vorbă cu decidentul politic, discutăm cu liderii celor 3 partide, ascultăm ministru, vedem care sunt consecințele, vedem un studiu de oportunitate, care sunt consecințele financiare. Deci, sunt niște lucruri care se fac. Acum, eu vreau să vă spun un lucru. Noi, guvernul, în momentul în care reglementează, guvernul nu este Mafalda. Nu are de unde să știe anumite evoluții care pot interveni pe această piață. Tocmai în momentul când s-a produs liberalizarea, că vorbea domnul, ajunge... spuneați dumneavoastră că, și spunea și doamna ministru, că în momentul când s-a făcut liberalizarea, bun, liberalizarea a fost decisă de guvernul Năstase, da? În momentul când a negociat achisul european, doamna ministru era membru în guvernul Năstase, s-a stabilit un calendar. Calendarul respectiv a fost decalat de anumite guverne ulterioare și s-a ajuns la un moment dat în care exista un clinș cu Comisia Europeană. Riscam să intrăm într-un conflict cu Uniunea Europeană. Și atunci a apărut liberalizarea. Liberalizarea a apărut ca o măsură care a fost clamată pozitiv, a fost de toată lumea ca fiind o măsură care duce la scăderea prețurilor. Îmi aduc aminte. S-a întâmplat. Îmi aduc aminte. Toți decidenții, ANR și așa mai departe, au spus competiția va scădea prețurile. Nimeni nu se gândea în 2019, când într-adevăr guvernul Orban a făcut treaba asta, că în 2022, în 2021 va începe o criză energetică, că în 2022 vom avea război, că vor fi sancțiuni împotriva Rusiei. Adică măsura, din perspectivă economică, a fost o măsură bună. Consecințele, anumite evoluții internaționale și economice, au generat o situație. Guvernul e obligat să intervină, pentru că în Constituția României scrie că guvernul este obligat să se asigure de asigurarea unor condiții pentru cetățenii lui. România e un stat social. Și atunci, ca să-i răspund și colegului, chiar dacă eu sunt liberal
În Constituția României scrie că statul român este un stat social. Când e stat social și eu ca guvern am responsabilități, trebuie să aplic politici liberale. Și de la președintele Klaus Iohannis, care și astăzi și zilele trecute vorbește de protejarea cetățeanului. Sigur. Și președintele PSD-ului vorbește de faptul că trebuie susținut cei care sunt vulnerabili. Exact, asta este. Și apropo de modificările, pentru că spunea domnul Ferechiu ceva mai devreme, a fost presiune pe guvern să dea mai repede ordonanța asta. Sigur. Ok, a ajuns în Parlament. În Parlament ea poate fi modificată, poate fi îmbunătățită cu propuneri, cu amendamente. De Senat a trecut, acum e la cameră. A ajuns în Parlament, unde la coaliția de la guvernare voi. Are 70%. Adică 66. Cum să vă zic, poate să treacă în două zile această ordonanță de urgență. Totul este să știe ce vor. Problema e că de când a izbucnit criza energetică, din păcate, nu prea au știut ce vor. Da, asta este. Noi avem propuneri. Scăderea TVA-ului, scăderea taxelor. Legate de scăderile de taxe. Da, pentru că dar nu putem să exonerăm românii de taxe, domnule. Domnule senator, exonerăm de taxe de tot și statul trăiește în împrumuturi. E vorba de perioade determinate, pentru că, să ne înțelegem, și măsurile luate de dumneavoastră au niște costuri bugetare. Tot aceleași costuri bugetare ar fi și aici, numai că măsurile astea n-ar duce la inflație, ar duce la altceva, ar duce la deflație. Pentru că atunci când scazi taxele și impozitele, ajuți economia. Oameni buni, se susține o afirmație antieconomică. Și o să le demonstrez unor care îl ascultă. Da? Deci la energie, discutăm de curent, scad TVA-ul cu 5%, cu 10%. De la 19 la 5%. De la 19 la 5%, cu 14%. Da. Ce se va întâmpla? Va scădea prețul cu 14%? Îmi dați voie. Rămân mai mulți bani în buzunarul românului. Nu tot inflație înseamnă. Nu rămân mai mulți bani pe piață. Domnule senator, vă rog. Da, eu aș avea o altă abordare, da? Am făcut liberalizarea și am ajuns în situația asta. S-a suprapus criza, sancțiunile Rusiei, toate lucrurile acestea. De ce nu o echipă de specialiști să așează la masă și să... Care echipă de specialiști, doamna ministru? Păi țara asta are, să știți, uitați-vă. Eu le propun să ia profesorii de la energetică și cu siguranță au ce spune. Da? Dacă participă, cineva este interesat. Solicitați vreodată oamenii ăștia, că poate e important să lămurim și lucrul ăsta. Participă specialiștii ăștia vreodată la discuțiile acestea? Păi nu, dar ei îndemn pe cei care fac sigur asemenea analize. Fiecare din cele analize, două partide au câte un departament de specialitate. Da. Are și PSD-ul și PNL-ul. Avem specialiști de la catedre, avem ANR-ul, avem miniștri. Atunci ne întrebăm de ce nu vedem niște lucruri mai clare. Merge pe analize politice. Aș face o analiză severă de unde au crescut prețurile. Au crescut de la producție. Ce i-a determinat pe cei care fac producție să crească prețurile? Dorința de a-și crește bugetele, atunci acolo avem o rezervă. Au crescut de la faptul că de la producător energia se duce la distribuitor, care e Transelectrica și care este, ca să mă uit la energia electrică, și care este o instituție a statului și trece prin furnizori. Cât a crescut furnizorul prețul de la producător sau de la cel care transportă la el? Nu cumva profitul lui este exagerat pe seama buzunarului cetățeanului, care nu poate interveni în acest preț, dar poate interveni Parlamentul, care are pârghiile legislative în mână și poate să decidă. Tu, producător, ai crescut prea mult, profitul tău e prea mare, de acolo mai scot ceva, tu, furnizor, te-ai dus până la Dumnezeu cu prețul, de acolo îți mai scad ceva și atunci ajungem să găsim soluții care să se legifereze și care să protejeze cetățenii. Pentru că nu din senin au crescut aceste prețuri, adică nu se justifică aceste creșteri. Și atunci eu, ca cetățean, aș vrea să știu, în urma unei asemenea analize, cine a exagerat și de ce am ajuns aici. Vă spun, doamnă ministru, haideți să lămurim problema asta. Este foarte simplu, da? Condiția esențială în Uniunea Europeană este competiția. Producătorul de orice, în cazul nostru de energie electrică sau de gaze, este obligat să-și vândă producția pe bursă. Cumpărătorul poate fi orice entitate din Uniunea Europeană care poate să cumpere. Da? Eu Hidroelectrica, eu Romgaz, eu Nuclear Electrica scot la vânzare o cantitate de energie pe bursă, că sunt obligat să o vând liber. În momentul ăla mi-o cumpără diverse companii care licitează pe preț, da? Și mi-o cumpără o companie din Spania, una din Brașov și una din Norvegia, care devin proprietarele energiei pe care eu o produc pentru că mi-au plătit-o.
devenind proprietare, și nu stăm de transelectrica, de transport, da? Aici, devenind proprietare, ele... se face cu anumite reguli. Nu, ele vând, cantitatea respectivă, ele vând cantitatea respectivă la ce preț vor. Dumneavoastră, dacă mergeți în piață cu un kilogram de mere, îl vindeți cu un leu sau cu 5 lei. Nimeni nu poate să vă stabilească prețul. Lucrurile au ieșit de sub control în momentul în care aceste contracte au existat. Energia se cumpără, pe perioade mai lungi, pe 6 luni, pe un an de zile, și în momentul când a apărut războiul mai de dată recentă și anterior, primii germeni ai crizei, fiecare entitate economică care a cumpărat energie sau de orice gen, că vorbim de gaz sau de asta, a simțit nevoia să câștige bani. Și atunci problema se pune așa. Nu puteai să vii să rezolvi problema cu impozitare. Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că dacă cel care mi-a cumpărat energia nu era din România, n-ar fi vândut-o în România ca să plătească un impozit de 90%, da? Ce ar fi vândut-o unde nu e impozitat la nivelul ăsta? El a încercat să joace speculativ. Guvernul a venit foarte bine. Numai că întotdeauna feedback-ul guvernamental nu poate să apară în prima secundă, că nu poate anticipa niște lucruri. Guvernul a venit. Adică dumneavoastră spuneți ordonanța... că voi ar trebui să avem răbdare pentru că la un moment dat problemele sunt rezolvate și sunt în curs de rezolvare. Dacă pentru consumatorii casnici și IMM-uri, dacă pentru consumatorii casnici și IMM-uri, da, problema este rezolvată prin această plafonare de preț și prin un anumit tip de impozitare, pentru marii consumatori, ordonanța vine și reglementează posibilitatea încheierii contractelor directe, în care marele consumator, că e metrou, că este, vorbeați de Azomureș, poate să încheie contract direct cu furnizorul de energie, contract direct, ordonanța creează cadru, îi stabilește prețul, are predictibilitate și lucrurile sunt în regulă. Astea se așează mai bine. Oamenii trebuie totuși să știe ceva. Adică cei care se uită la noi trebuie să știe ceva și trebuie să știe faptul că din toată această criză, cel care a câștigat cel mai mult din toate aceste creșteri de prețuri a fost statul român. Nimeni altcineva. Statul român a câștigat cei mai mulți bani din toate aceste creșteri de prețuri. Ba mai mult, atunci când s-a venit cu ordonanța aceea de urgență aplicată de la 1 august pe fiscalitate, statul român nu numai că n-a scăzut taxele și impozite, ceea ce, despre care tot vorbeam eu mai devreme, dar acciza pe tot ce înseamnă produs energetic a crescut cu 14,27%. Adică creșterile de prețuri. Au zis ei că trebuie să updateze și acciza la creșterile de prețuri. Păi măcar atât ar fi trebuit să se abțină, să nu mai crească taxele. Măcar atât, dacă nu sunt în stare să le reducă. Iar dacă vorbim de... Nu e vorba numai de TVA aici. Statul român încasează TVA din prețul final, care ajunge la consumator. Despre ăla vorbim, da? Nu la care vinde producător, din prețul final care ajunge la consumator. Statul român încasează TVA, care este 19%, încasează taxe de cogenerare, încasează încă 2-3 taxe. Păi măcar la astea să renunțe statul român. Și atunci prețul final va scădea. Doamna ministru, simt că aveți o completare de făcut. Da, eu cred că aici aruncăm mingea dintr-o curte în alta, că de ce nu scădem taxele, că e bună liberalizarea energiei. Eu încă o dată apelez la rațiune. Rațiunea este să mă uit ce s-a întâmplat după liberalizare și să încerc să iau măsuri în așa fel încât să scad prețurile. Pentru că România n-a fost afectată de sancțiunile Rusiei, numai în măsura în care există niște angajamente care nu sunt publice și pe care eu chiar cred că le bănuiesc, pentru că cel puțin energia electrică este într-un circuit european cel puțin. Da? Și atunci se duc cantități imense de energie, indiferent că vorbim de oricare energie, și atunci prețurile noi le suportăm în timp ce alții își protejează populația. Îmi cer scuze că Germania, 4,67% cu atât a scăzut producția de gaz în România în ultimele 8 luni. De ce a scăzut? E o întrebare pe care eu mă pun și cineva care trebuie să răspundă, directorul de la RomGaz, să explice de ce a scăzut, de ce au fost scoase din funcțiune Mintia, termocentrala, de ce să mai scot acum încă două grupuri energetice în situație de criză, în timp ce noi nu avem bani să ne protejăm populația, iar Germania protejează prin plata directă a facturilor, cel puțin pentru luna decembrie. Uriașă.
Exact. Deci nu putem să luăm măsuri în România cum iau germanii în Germania, pentru că e o altă economie. Dar putem să luăm măsurile pe care noi le putem ancora în realitatea românească. Okay. Ordonanța pe care o critică doamna ministru a fost contrasemnată de 4 miniștri, toți 4 socialdemocrați. Dar nu vorbesc, toți 4, eu da? Aduc deci, în discuție oamenii. Deci o măsură care a fost decisă în guvern, pe argumente. Pe de altă parte, mie îmi place că vine colegul nostru la USR și spune, domne, hai să reducem tot. Eu zic să eliminăm taxele și impozitele, domne, că nu mai avem nevoie ca statul să funcționeze. Adică ne dorim protecție socială, ne dorim să venim cu ajutoare, ne dorim să investim în spitale, ne dorim să susținem educația. Da. De unde dacă noi tot tăiem? În contextul în care ne spune că statul a fost cel mare câștigător. Din banii pe care îi dați doar la clienți. Hai să discutăm. Clienții politici. Hai să discutăm. Ce înseamnă statul e cel mare câștigător? E câștigător net? Sau facem un calcul așa, ca să dea bine? Pentru că toate aceste compensații și toate aceste plafonări au fost suportate de către stat. Ori în contextul în care pe zona de gaze, de exemplu, Romgazul, care e firma statului, produce cam 50%, celelalte 50% sunt produși de către OMV, care nu mai e o firmă de stat, e o firmă în care statul român este un acționar minoritar și deciziile se iau undeva, eu ca stat nu pot să controlez extracția de gaze. Pe de altă parte, în materie de electricitate, da, de adevărat, o componentă importantă este producția românească, dar este vorba de companii naționale, este vorba de societăți. Ori din punctul ăsta de vedere, eu vreau să spun un lucru. Noi discutăm de apocalipsă. Pot fi înregistrat. Vreau să văd apocalipsa. Acum un an, mă uit pe emisiuni și vă spun de apocalipsă, că vor crește de 10 ori. Nu vor crește. Nimeni nu vorbește de apocalipsă. Guvernul își va face treaba. Vor exista erori. Vor exista facturi greșite. Vor fi cazuri, nu știu mai care, care trebuie rezolvate punctual. Dar nu e bine să speriem cetățenii. Guvernul își face treaba. Haideți să fim serioși. Nu e vorba de asta. E vorba de a puncta lucrurile exact așa cum sunt. Adică în momentul în care mergem la magazin, eu, dumneavoastră, doamna ministru sau domnul deputat sau oricine se uită la televizor în seara asta la noi, știe că dacă înainte dădea 200 sau 300 de lei pe niște cumpărături minime, acum alea se duc la 500, 600, 700 de lei. Depinde, în funcție de... Știe că dacă își face plinul acum, plătește nu știu cât pentru motorina sau pentru benzină. Știe că factura aia îi poate veni, știm prea bine și trebuie să fim corecți, au fost facturi de 7.000 de 8.000 de lei în cazul unor pensionari care nu au cum să plătească. Așa este. Discuțiile astea nu sunt... Lucrurile astea nu sunt doar discuții. Noi discutăm de excepții. Nu suntem de o regulă. Excepte rezultate punctual. Și atunci e bine să nu creăm psihoză. Păi nu, ce spuneam eu mai devreme, sunt lucruri pe care le simțim fiecare dintre noi. Pe de altă parte, mi-a spus că v-a crescut factura cu 20-30%, dar mi-a crescut și mie, da? Acum depinde la ce furnizor, la cine ești. Și eu la fel la blog, da? Bun, acum eu vreau să mai spun un lucru. Că tot așa, discutăm, da? Da, avem o inflație de 20%. Ea se regăsește mai mult în prețul alimentelor. Domnul Fălcoi are dreptate. Dar asta e o chestiune care nu e generată de guvern. Uitați-vă că în zona euro, în întreaga zonă euro, ai o inflație cu două cifre. Iertați-mă, asta nu ne face să ne simțim mai bine, pentru că dacă ne uităm, discutam și înainte de emisiune, pe mine sau pe oricare cetățean al acestei țări, nu mă face să mă simt mai bine. Toți oamenii raționali. Știți cum e dacă mă uit, adică mă uit ce se putea face, nu mai contează, ce putem face de acum încolo, pentru că până la urmă despre asta e. Dar vreau să încercăm o concluzie pe subiectul ăsta, pentru că vreau să vorbim pe scurt și despre ce s-a întâmplat astăzi la CSAT. Întrebarea mea este, domnule deputat, ce facem cu ordonanța asta? Adică oamenii care se uită, ce ar trebui să înțeleagă? Nu știu, că într-o săptămână, două, trei, într-o lună vor ști ceva? Sau coaliția ce? De guvernare are aproape 70% în Parlament. În două zile poate să treacă această ordonanță, legea de aprobare a ordonanței, prin Camera Deputaților, că de Senat, într-adevăr, a trecut. Ea este blocată de coaliție în Parlament, de nimeni altcineva. Dacă dumneavoastră consideră că au făcut toate modificările pe care le consideră necesare la această ordonanță... USR-ul a încercat să facă ceva propuneri, bineînțeles, să mergem și noi cu propuneri, asta? Doamnă, sunt respinse fluierând, așa, orice propunere pe care o facem și până la urmă e responsabilitatea coaliției de guvernare. Faptul că noi considerăm că propunerile noastre sunt cele bune și că ele ar trebui adoptate, e cu totul și cu totul altă discuție. Dar coaliția de guvernare își asumă anumite măsuri și le duce până la capăt. Asta e.
Da, și eu cred că ordonanța aceasta trebuie să suporte modificările care ne aduc într-o situație mai favorabilă cetățenilor și eu cred că Parlamentul poate să facă aceste lucruri cu specialiști, adică cu oameni care să nu se certe că eu vreau așa, tu vrei așa, cu oameni care să uite la soluțiile care aduc un pic mai bine cetățenilor acestei țări. Domnule asta senator, este. Sunteți dispus și la oamenii ăștia care ar veni cu propuneri, cu soluții, de ce nu păi și de la specialiști și de la, se întâmplă și de la opoziție? Distinsă, doamnă. Ordonanța este în Camera Deputaților de 2 săptămâni. Domnul președinte Bendea de la UDMR, care e președintele Comisiei de Energie, și domnul președinte Costel Dunavă, care e la PSD, la Comisia Economică, care sunt comisie raportoare, de mai bine de o săptămână fac dezbateri pe această temă, în care invită producători, distribuitori, specialiști, dezbateri, societate civilă, și întreabă cum ar trebui să facem. Asta se întâmplă de 10 zile. Exact asta se întâmplă. În momentul în care facem în 2 zile, da? Suntem de vină că nu respectăm Veneția și nu stăm până în martie sau până în decembrie la anul când o hotărâre Veneția ceva. În momentul în care ne grăbim, așa se întâmplă, când nu ne grăbim, am putea să o facem în 2 zile. Acest tip de ipocrizie este deja deranjant pe care îl propagă USR-ul. Dar nu pentru e nicio ipocrizie, eu nu v-am reproșat că... Este o ipocrizie imensă. Că nu o dați pentru că acum, în momentul ăsta, dumneavoastră ar trebui să știți... Nu, în momentul ăsta, dumneavoastră ar trebui să știți și era onorabil să spuneți că în Camera Deputaților, de mai bine de o săptămână, au loc dezbateri pe tema asta, la care participați dumneavoastră. Iar relativ la... Și atunci noi de ce discutăm că au apărut aceste informații pe surse că de fapt s-ar renunța la varianta asta? Urmarea discuțiilor cu specialiștii emis opinii în legătură cu o major modificare semnificativă a ordonanței, da? Iar decizia politică adică va fi... Adică schimbată pe aici, pe acolo, dar de tot, nu? Nu. E posibil să existe modificări substanțiale, pentru că sunt discuții în momentul de față pe un front extrem de larg, cu specialiști din toate zonele. Pe de altă parte, și aici vreau să-i spun domnului Fălcoi, că toți care se uită la televizor pot să intre pe profilurile de Facebook ale useriștilor. Și o să vadă. Am trecut legea nu știu care. Am trecut legea USR nu știu ce. Păi să mă ierte Dumnezeu, un partid cu nici 20%, da, din care parlamentarii pleacă, cum poate să treacă un proiect de lege fără susținerea coaliției? Vedeți că da? Și de la dumneavoastră a plecat. Cum poate să... Fără, deci în contextul mulți, în care... Deci când auzi că nimeni nu se uită la ce propune USR-ul, e o dovadă maximă de ipocrizie. Te uiți nu pe este absolut de deloc. Și vezi că au trecut zeci de proiecte... Ați respins pe bandă rulantă și câte v-am aprobat? Noastre. Câte v-am aprobat? Ați respins pe bandă rulantă toate propunerile în ceea ce privește... Hai că se uită lumea și știe care este. Eu doar aș face apel la cei doi colegi de plato, probabil de asta nu se înțeleg, probabil de asta la nu înțelepciune. La înțelepciune și la invitarea profesioniștilor care poate să dea soluții. Asta se întâmplă, doamna. Da, foarte bine. E calea cea bună, mi se pare. Știți ce mă gândeam, domnule senator? Mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră ceva mai devreme, la faptul că au existat dezbateri de o săptămână, de zile, de 10 zile, sunt dezbateri cu amendamente, cu specialiști, cu societate civilă și așa mai departe, tocmai pentru a schimba din rădăcină ordonanța asta. Iar adineaori spuneați că nu poate fi schimbată chiar așa cu totul, adică nu poți să ajuți pe toată lumea și să faci altceva. Eu am spus că toți care cunosc cutumele politice știu că, în general, un guvern care emite o ordonanță are susținerea politică respectivă. Dacă se constată că trebuie făcute modificări, se fac modificări. Dacă se constată că e greșită fundamental, se ia decizia politică. Da? Dar asta rezultă dintr-o dezbatere. Vă spun un lucru. Au existat ordonanțe guvernamentale care, într-una din camere, au și picat. Deci a existat situația asta. Deci nu e, se întâmplă. Cu ce idee rămân oamenii care se uită la noi în seara asta? Când vor vedea ordonanța asta și când vor ști exact... este preocupat de această problemă, că a luat până acum soluții care au fost soluții rezonabile, că ne dorim să luăm soluții și mai bune și asigurăm pe români că vor traversa o iarnă în care prețurile vor fi la un nivel suportabil, probabil că nu vor cădea, probabil că nu vor elimina taxele, cum vrea domnul Fălcoi, că trebuie să plătim și pensii, și ajutoare sociale, sigur, trebuie să investim și în educație, și în sănătate și în diverse și lucruri. Deci nu putem tăia toate sursele venite pentru stat. Dar ne ocupăm ca faptul să fie. Interesant de văzut și bugetul acela care se construiește acum pe proiecte și nu pe bani. 30 de secunde de la fiecare, vă rog, concluzie pe asta cu energia. Până la urmă, domnul Ciolacu a recunoscut că această ordonanță a fost prost făcută. Să sperăm să dea cel de sus că să le vină mintea de pe urmă și să ia măsurile normale. Dacă dezbaterile sunt atât de serioase cum susține domnul Fenechiu, deși eu nu știu să fie chiar atât de serioase, dar
plecăm de la premisa că sunt atât de serioase, cu siguranță acei experți care vin acolo le vor da soluții bune și sper să le aplice acest guvern. Mai avem 4 minute din emisiunea de astăzi și vă rog, face o analiză la care am făcut tot timpul referire. Cât au câștigat producătorii, cât au câștigat furnizorii, de acolo ar trebui să vină soluțiile și n-aș scoate din ecuație Parlamentul. Adică n-aș pune toată responsabilitatea numai la guvern, aș introduce în ecuație și Parlamentul, care are responsabilitate pentru tot ce se legiferează. Spuneam ceva mai devreme că vreau să ne uităm puțin și la ședința CSAT care a avut loc astăzi, o ședință la care știm prea bine cu toții deja, nu a fost ministrul apărării pentru că nu și-a dat demisia, a fost domnul Ciucă, va rămâne 45 de zile, apropo. Nu știu, asta este consecința discuțiilor care au loc, 45 de e perioada maximă unei interimat. Cu siguranță domnul Ciucă și domnul Ciolacu ne vor anunța în scurt timp care e soluția pentru zona respectivă. Au fost mai multe teme, mai ales în contextul războiului. S-a discutat evident despre securitatea, despre situația de securitate, s-a discutat și despre siguranța energetică, am discutat deja în emisiunea din seara asta și evident despre modernizarea armatei, despre înzestrarea armatei, despre acei 2,5% din PIB, nu, pe care îi vom vedea de anul viitor. O misiune destul de complicată pentru viitorul ministru de la apărare, asta pe de o parte, dar și pentru noi, pentru România. Pentru că, da, noi ne așteptăm de la NATO ca și reacție, ca alianță, dar e nevoie și de o reacție noastră individuală, până la urmă, și să ne prezentăm într-un anume fel, nu? Sau cum? Sigur, faptul că noi facem parte din Alianța Nord-Atlantică în aceste vremuri de criză, ca să spun așa, e cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Până la urmă, avem pe teritoriul țării noastre deja trupe NATO, trupe care să descurajeze orice intenție a Rusiei de a ne ataca la un moment dat. Dar, în același timp, armata română trebuie să fie ea însăși pregătită pentru a face față, cel puțin pentru o perioadă, oricărui atac venit din exterior. Pentru asta este nevoie, pentru că o perioadă extraordinar de lungă de timp, armata română a fost subfinanțată cronic, este nevoie de investiții. Este nevoie de investiții în tehnică de ultimă generație, tehnică militară de ultimă generație, dar nu numai, este nevoie de investiții în resursa umană, de asemenea. Faptul că s-a decis creșterea PIB-ului la 2, creșterea alocării bugetare la 2,5% din PIB, e o măsură pe care eu personal o salut, fără nicio discuție. E foarte bine, dar trebuie să ne gândim și cum cheltuim acei bani. Pentru că dacă acei bani nu vor fi cheltuiți cu cap, s-ar putea să ne trezim doar cu niște fiare în curte, pe care să nu fim în stare să le folosim. E foarte important să avem grijă și de industria noastră de apărare și pentru asta ar trebui ca toate contractele de achiziție să se desfășoare cu offset, așa cum spune și legea, dar până acum nu prea s-a întâmplat lucrul ăsta. Și să avem grijă să dezvoltăm capacități de producție în România exact pentru tipul de armament pe care îl cumpărăm. Mai avem foarte puțin pe subiectul ăsta, mai puțin de un minut aproximativ, aș trece foarte rapid și da, pe dumneavoastră. Așa, foarte repede, aș spune și eu că e o perioadă foarte grea, de aceea deciziile care se iau în legătură cu poziția României în situația pe care o trăim cu toții și care nu avem cum să nu recunoaștem că ne îngrijorează, după părerea mea, n-ar trebui luate numai de un ministru, fie el și al apărării, sau de președinte, ci cu consultarea Parlamentului. Mi se pare că lucrul acesta este important, cel puțin consultarea Parlamentului. Păi chiar îl vedeam pe generalul Virgil Bălăceanu astăzi, vorbind, apropo de ce spunea și domnul deputat, nu numai de resursa umană, pentru că vorbea și de corpul rezerviștilor voluntari care ar trebui construit, de corvetele multifuncționale, de modernizarea fregatelor și toate celelalte. Domnule senator, 20 de secunde. Avem prim-ministru în general, eroul de la Faluja, un om care a fost ministru apărării. Avem o echipă managerială foarte bună la nivelul armatei române. Există toată susținerea politică pentru armată. Parlamentul a votat toate propunerile, începând cu un buget de 2,5% din PIB, până la tot ce ni s-a propus în materie de înzestrare. Eu nu am niciun dubiu că lucrurile vor lua bine. Relativ la varianta cu offset-ul, sunt de acord, dar vreau să vă spun că ministrul economiei din perioada dumneavoastră
au avut niște poziții diferite la unele contracte. Domnilor, și putem face domnilor, vă promit, vă promit, contractele partea de offset, vă promit, domnule Polcoi, este la economie. Vă promit, așa domnilor, că vom mai continua discuția asta, pentru că deocamdată avem ministru interimar, cu siguranță vom urmări ce se întâmplă acolo. Doamna ministru, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor, domnilor. Mădălin Ionescu vă așteaptă de la fix, rămâneți alături de noi.